Într-o atmosferă plină de emoție, Rona Hartner, o actriță cunoscută pentru vitalitatea și pasiunea sa artistică, și-a spus adio înconjurată de cei dragi. Trăind o viață impresionantă, artista a avut parte de două mari iubiri ce i-au marcat existența. Pe data de 23 noiembrie, la vârsta de 50 de ani, Rona Hartner a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, cancer în stadiul 4, localizat la creier și plămâni. Până în ultimul moment, a rămas optimistă și plină de speranță, anunțând în septembrie că a învins cancerul pentru a doua oară în viața ei. În ciuda luptei sale eroice, destinul a avut alte planuri pentru această actriță remarcabilă. Să vedem care au fost ultimele cuvinte pronunțate de Rona Hartner și care a fost momentul ei final de interacțiune cu fanii săi devotați. Cu doar o lună înainte de a ne părăsi, pe 29 octombrie 2023, Rona Hartner a avut o sesiune live pe Facebook, unde a dialogat deschis și sincer cu admiratorii săi. În cadrul acestei întâlniri virtuale, actrița a vorbit despre: în ultimele săptămâni de viață, Rona Hartner a împărtășit cu fanii săi pe Facebook gânduri profunde despre relația sa cu divinitatea și a dezvăluit că lucrează la o carte. În această perioadă grea, ea s-a sprijinit pe credința sa, mărturisind cuvintele de încurajare pe care le-a simțit din partea lui Isus: dormi liniștită. Ai încredere în mine. Sunt cu tine, păstrează curajul, și sublinind importanța acestor mesaje în lupta sa. Rona Hartner a vorbit deschis despre provocările întâmpinate în lupta cu cancerul și adversitățile vieții, spunând: încercările cu cancerul, încercările cu dușmanii de toate felurile, dacă vă povestesc numai capitolul despre dușmani, ziceți voi că ăsta-i film de oroare, iar tu ești în mijlocul acestei furtuni, acestei tornade, în mijlocul unor probleme care te depășesc, iar toate aceste probleme revelează cine ești tu. E adevărat că nu prea voiam să plec, nere să moară, și nici nu mă simțeam pregătită, dar cine se simte pregătit? Nimeni, cu sinceritate și curaj. În ceea ce privește viața ei personală, Rona Hartner a trecut prin două divorțuri. Primul a fost cu Rocco Sedano, în anul 2009, perioadă în care Rona Hartner a trăit două căsnicii semnificative în viața sa. Prima căsătorie a fost cu primul soț, Rocco Sedano, un dansator de origine argentiniană, cu care a avut o fată, Rita Sumalia, acum în vârstă de 15 ani. Cei doi s-au cunoscut în Franța și s-au căsătorit, dar au decis să divorțeze în 2009. Chiar și după divorț, Rona și Rocco au menținut o relație pozitivă, concentrându-se pe binele fiicei lor. Relația lor a rămas una de respect reciproc, Rocco fiind permanent o prezență importantă în viața lui Rita. Rona a menționat că, în ciuda divorțului, ea și Rocco au avut o legătură solidă, bazată pe respect și apreciere mutuală. Rona descria această relație spunând: relația pe care o am cu tatăl fiicei întotdeauna a fost bună, pentru că am păstrat un respect reciproc, pentru că va fi și este întotdeauna tatăl ei. Se înțeleg foarte bine, învață foarte multe de la el, lucrează cu ea și la pian, că el este jazzman. În 2019, Rona s-a căsătorit pentru a doua oară, cu Herve Camilleri, dar această căsătorie a durat doar până în 2021, când cei doi au decis să divorțeze. Această relație a fost, de asemenea, o parte importantă din viața ei, chiar dacă nu a durat foarte mult. Rona Hartner a avut parte de un sprijin neașteptat într-o perioadă extrem de dificilă din viața sa, primind ajutor tocmai de la fostul ei soț, Herve Camilleri. În timpul luptei sale cu cancerul, Rona a găsit consolare și putere în rugăciune și speranță, dar și în prezența fostului soț, care a fost alături de ea în aceste momente grele. Despre procesul de divorț cu Herve Camilleri, Rona a povestit că și-a dorit ca totul să se desfășoare în termeni amiabili și că a fost generoasă în ceea ce privește